Miercuri a fost o nouă seară plină cu colinde magice la târgul de iarnă din reședința de județ, manifestare organizată de primăria și Consiliul Local Deva împreună cu Centrul Cultural Drăgan Muntean din Urbea de la Poalele Cetății. Pe scena amenajată pe platoul din fața Centrului Cultural Drăgan Muntean au urcat nume cunoscute, care au încântat numerosul auditoriu cu frumoase colinde, dar au fost și surprize, precum prezența grupului Spiridușii Moșului de la Liceul Tehnic Energetic Dragomir Hurmuzescu din Deva. Acest grup, coordonat de profesorul Petronela Luncan, a cărui componență se înnoiește mereu, este implicat încă din anul 2002 într-un generos proiect umanitar prin care se încearcă aducerea unor clipe de bucurie pentru cei care întâmpină dificultăți. Școala înseamnă a oferi un tablou întreg al educației, iar în educație cuprindem și educația moral-civică și educația pentru sănătate și educația pentru o natură curată și înseamnă și empatia față de semenii noștri. Ei sunt cei mai tineri elevi ai mei. Proiectul acesta de ajutorare a persoanelor nevoiașe a început în anul 2002, deci are, să spunem, destul de multă vechime. Și împreună cu biserica, pentru că în primul și în primul rând am primit un sprijin din partea părinților preoți care slujesc la Biserica Nașterii Maicii Domnului, cu ajutorul dânșilor și cu ajutorul comunității, reușim să facem în fiecare an câțiva semeni ai noștri fericiți. Alături de Spiridușii și Moșului au colindat la târgul de iarnă de la Deva Cristian Fodor, Ciprian Roman, Ovidiu Olari, Valentin Crainic și Nicolae Flaviu Cristea, dar și colindătorii Corvinilor, grup format din Adriana Ștefan, Aida Busuioc, Răzvan Mihonesc, George Pârvan, Bianca Sârb, Florin Nan, Teodora Larisa Petruț, Costi Deoancă, Ovidiu Pâs, Anca Mihăilă, Amalia Crișan, Cristina Drăgulescu, Cosmin Gheban și Ovidiu Nechita. Concertele de la târgul de iarnă din Deva continuă și astăzi, când, de la ora 18, pe scenă vor urca Gabriel Cândia and Band, Gino Band și Mihai Treistariu. Săptămâna viitoare vor concerta pe 29 decembrie trupele The Story și Coas, iar pe 30 decembrie formațiile Vremuri și Topaz. Și aceste evenimente urmând a începe tot de la ora 18.